De ce poșești așa de încet? Nu vrei să se audă sau nu vrei să se zgâlție clădirea? Să se audă. E normal. Dar dacă lăsam noi geamul deschis și se auzeau cațele astea de afară, cum ar fi fost? Că eu hăhăia la naibii când ies la țigară și la cafea, dar nu e adevărat. În fine, pentru astăzi avem 5 întrebări, care mai de care mai interesante. Unele cu niște componente mai vechi, altele cu niște componente mai noi, altele care prevăd viitorul. Că na, se întâmplă. Hai să începem cu mailbox-ul și cu prima întrebare. Ea vine de la Tănase George și scrie așa: placă video. Salutare, echipa Pisi Garaj. În mailul trecut am uitat specific ce placă video am. Am un Sapphire Vapor X Radeon HD 7950, o placă video ce a fost bună și este bună și în continuare. 3GB 384 de bis GDDR5. Întrebarea mea este dacă duce jocurile de pe piață, cum ar fi PUBG sau GTA 5 cu setări medii. Precizez că mai am un procesor AMD FX 6300 Vishera, placă de bază Astrox 960GM VGS3, memorie 8 GB la 1600, DDR3, evident, pentru că avem FX 6300, sursă Zalman 600 de W, SSD Adata Premier SP580 de 120 de GB, hard disk de 500 de GB, cooler ID Cooling SE214, cel avem și noi pe aici și un cooler foarte, foarte ok, toate într-o carcasă Segotep Legend C2. Și o a doua întrebare, nu este decât o singură întrebare, ce procesor aș putea pune în locul lui FX 6300 să pot rula mai bine jocurile. Mulțumesc și țineți treaba sus. La prima întrebare o să răspund foarte scurt. 7950, varianta pe care o ai tu, o să poată să ducă fără niciun fel de problemă atât PUBG cât și GTA 5. Sunt singurele titluri pe care tu le-ai specificat. PUBG cu setări medii și la textură mi se pare că poți să setezi chiar high. Iar view distance trebuie să fie very low, pentru că altfel o să-ți apară drop frame foarte, foarte multe. În GTA 5, normal și high, acolo trebuie să testezi un pic setările, dar în ambele titluri o să ajungi la valoarea de 60 de FPS-uri. În PUBG, cu detaliile pe care le-am specificat un pic mai devreme, s-ar putea să ai ceva drop frame-uri, dar în timpul jocului valoarea FPS-urilor o să fie undeva la 52-54 de FPS-uri, ceea ce e foarte ok pentru un 7950. În ceea ce privește a doua întrebare, vis-a-vis de ce procesor aș putea pune în locul lui FX 6300, depinde acum de bugetul pe care l-ai tu, pentru că în momentul în care te gândești să schimbi procesorul, automat trebuie să schimbi toată platforma. Și aici înseamnă plac de bază și memorii. Da? Eu aș merge în momentul de față pe un procesor de buget, adică un 1300X. Dacă ai un buget mai mare, atunci te poți duce spre Ryzen 2. 2600, 2700, 2700X, de ce nu? Dar depinde de bugetul pe care l-ai tu. E bine ce ai zis tu acolo, bine că ai oprit și nu te-a auzit nimeni, știi? Repede tu. Dacă te referi la seria 8000, la FX 8000, diferențele nu or să fie chiar atât de mari. Or să fie, dar nu or să fie chiar atât de mari. Mai degrabă te duci spre, vin coace, spre prezent, spre seria Ryzen sau Ryzen 2. Laurențiu Dobra, întrebare: plăci de bază Ryzen 2000 Ready. Salutare, aș avea o întrebare în legătură cu plăcile de bază B350 Ryzen 2000 Ready. Am verificat unele plăci de bază cu acest chipset, dar pe niciuna nu am văzut acel sticker sau să fie precizat la specificații. Este vreo posibilitate de a afla acele plăci care nu au nevoie de update de BIOS? Din păcate nu. Din păcate nu. Dar ce poți să te asiguri este că plăcile vor porni chiar dacă pui un procesor din seria nouă Ryzen 2, urmând ca ulterior tu să-i faci update-ul de BIOS. Nu ai cum să-ți dai seama de chestia asta nici pe plăcile de bază noi, cum ar fi, uite asta, acest X470 de la Gigabyte.
nu este specificată versiunea de BIOS cu care vine. Producătorii nu au spus niciodată chestia asta. Eventual, cum este la Gigabyte, să scrie acolo revizie 1.0 sau 1.1. În cazul ăsta știi sigur că o să meargă cu Ryzen 2000. În cazul B350 o să spornească, dar o să poți să faci update de BIOS și nu trebuie să-ți faci o problemă în ceea ce privește această operație, pentru că se face foarte simplu. Nu mai este cum se întâmpla acum 6, 7, 8 ani de zile, când puteai să îți distrugi o placă de bază dacă nu făceai update-ul de BIOS, ca lumea cu o dischetă sau cu alta nebunie de genul ăsta. Lucrurile s-au schimbat, lucrurile sunt mult mai simple. Acum ai pus update de BIOS pe un stick, l-ai înfipt în placa de bază, pur și simplu intri în BIOS, i-ai dat update și gata, s-a rezolvat. Și da, sau dacă este conectată placa de bază la internet, prin intermediul unei mufe RG45, atunci, ca în cazul ASRock, spre exemplu, poți să-i dai update from internet, își face update singur și ai terminat-o balamucu. Deci nu e un impediment ăsta, ca să pot să-i spun așa. Și din păcate nu ai de unde să afli cu ce versiune de BIOS vine placa respectivă de bază. Sunt mai mult decât convins că plăcile de bază care au intrat pe piață la ora actuală sunt deja cu măcar update-ul de BIOS, care acea placă de bază este compatibilă cu seria 2000. Aleluia, aleluia, ia cu tuia. Predator Gamer, calculator 3000 de lei, salutare, drepturi de autor în paranteză. Am câteva întrebări despre această configurație. Vorba de un wishlist. Îmi va duce toate jocurile apărute în 2017 până în 2019 pe detalii medium high, mai ales Scrap Mechanic și PUBG. Se merită făcut achiziția acum sau spre iarnă? Pe viitor voi face un upgrade la CPU și GPU mai bun. Sursa va ține. Mulțumesc, fine, la revedere. Keep up the good work. Țineți treaba bună sus. Păi, eu am să încep să-ți răspund cu a treia întrebare. Păi dacă tu te gândești din momentul ăsta la un viitor upgrade, mai bine îți mai pui niște bonus deoparte și faci upgrade-ul de la început, dacă pot să-i spun așa. Înțelegi ce vreau să spun? Hai să vedem configurația ta. E vorba de un hard disk de 1 tera Western Digital Blue, sursă Corsair New VS450, memorie Patriot Viper Elite 8 GB DDR4 la 2400, carcasă Frostone Memo, placă video Pali GeForce GTX 1050 Ti Dual OC, procesor AMD Ryzen 5 1500X și placă de bază MSI B350 Pro VDH. Ele sunt compatibile între ele fără niciun fel de problemă. 1. Îmi va aduce toate jocurile aport în 2017-2019 pe detalii medium high. Nu avem de unde să știm ce se va întâmpla în 2019, ce engine-uri vor folosi producătorii, ce cerințe vor avea jocurile respective. În ceea ce privește Scrap Mechanic și PUBG, da, această configurație poate să ruleze fără niciun fel de problemă aceste două titluri. Se merită făcută achiziția acum sau spre iarnă? Este un răspuns compactat la ceea ce urmează să zic eu acum, la ambele întrebări, 2 și 3. Dacă deja, cum am spus un pic mai devreme, dacă deja te-ai gândit la un viitor upgrade, eu zic să mai stai un pic. Pe bune. Pentru că s-ar putea și, adică nu s-ar putea, mai mult ca sigur, plăcile video să-și revină un pic în ceea ce înseamnă prețurile. Deja începe să vadă acest lucru. Ba mai mult decât atât, poate nu o să te duci pe un 1500X cum ai pus în wishlist, poate te duci pe ceva din seria 2000 și poate te gândești, dacă pui bonusii deoparte, te gândești să urci un pic și în ceea ce privește placa video și atunci te-ai liniștit în ceea ce înseamnă titlurile din perioada pe care ai specificat-o tu. Încă o dată o spun, nu știm ce engine or să folosească producătorii de jocuri, nu știm ce jocuri o să apară în 2019, etc., etc., etc. Sunt foarte mulți factori din cauza cărora nu pot să-ți răspund la prima întrebare. Hai. Uite-l și pe nenea Cristea Ștefan, wishlist de wishlist. Salutare, plătesc drepturile de autor când ajung în București. Te cred pe cuvânt de onoare. O să fiu cât se poate de scurt. I-am făcut un wishlist unui prieten care vrea să avanseze de la un Intel Pentium G3220 cu Nvidia GT730 cât mai urgent, dar i-am recomandat să aștepte noua serie 2000 de la AMD și noua serie 1100 de la Nvidia și aveam nevoie de părerea unui expert. Nu. Cunoscător. Hai să rămân așa. Ca să fie tot în regulă, să știm
că este o investiție bună. Momentan așa arată wishlist-ul. Wishlist-ul. Iar când o să apară noi plăci grafice de la Nvidia, o să opteze pentru un 1170 sau un 1160 în funcție de prețuri, până în 2000 de lei. Băi, aici la 1170-1160, în cazul în care apare 1180 în vară, așa cum se vehiculează pe afară, o să trebuiască să mai aștepte și o să aștepte cel puțin 3-4 luni de zile pentru 1170 sau 1160. O să vedem. Nvidia așa au făcut de fiecare dată. Au scos 1080, spre exemplu, la jumătate de an au scos 1070-1060. Singura întrebare care o desez, dacă este ok configurația sau dacă mai trebuie modificat ceva în wishlist. Nelămurirea mea, fiind special cu Lucia, pentru că nu m-a convins destul și dacă aveți o recomandare mai bună în legătură cu ea și cum e wishlist-ul pe total. Mulțumesc din suflet pentru ajutor și recomandări și promit că plătesc drepturile de autor când vin în București. O zi minunată, vă doresc și serviciu ușor. Cu stimă, Cristian Ștefan. Avem un SSD Samsung Evo 960 Evo de 250 de giga pe PCI Express, o sursă EVGA, în sfârșit cineva care a ales EVGA și eu sunt mega happy, de 650 W, memorie Corsair Vengeance, RGB LED, 16 giga de RAM 4 la 3000, placă de bază Gigabyte GAX 370 Gaming K3, cooler CPU DeepCool Captain 120AX RGB și carcasă Genesis Irid 300 green. Procesorul este un Ryzen 5 2600X 3.6 GB, dar nu înțeleg de ce mergi pe AX370 și de ce nu mergi pe X470, cum e asta de aici. Am arătat-o un pic mai devreme, pentru că nu o să îi se activeze multe din caracteristicile noi serii 2000, respectiv 2600X, ce ai ales tu, mergi totuși pe 470. Eu îți recomand să mergi pe 470 pentru a se activa toate feature-urile pe care le-au adus cei de la AMD în Ryzen 2. În ceea ce privește configurația, e ok. Placa video, am înțeles ideea, iar cooler-ul DeepCool Captain de 120 mm XRGB este un cooler foarte bun, chiar și pentru Ryzen. Tu ai de 240 parcă în sistem. Da, da. Și are ceva timp de când e pus în sistem, iar ăsta nu a întâmpinat niciun fel de problemă în ceea ce privește temperatura. E un cooler foarte bun din punctul meu de vedere, la un preț mai mult decât accesibil. Cam asta ar fi. Altceva? Seria 1170? Gata, asta a fost. Și mai avem o întrebare de la Siphonix Blue. De curând am făcut un sistem de gaming cu MSI Gaming X GTX 1066 GB și i5-7400 cu 8 GB RAM de DDR4 și am două întrebări. Este destul de bun PC-ul încât să ducă jocuri cum ar fi Watch Dogs 2, Designer, Battlefield 1 pe Ultra sau măcar Very High? Răspunsul este da și te ajută foarte mult placa video pe care ai ales-o, adică seria GTX 1060, varianta cu 6 GB. Acum am un monitor 4x3, Dumnezeule, pentru configurația asta e un monitor de 4x3, care nici nu mai funcționează și aș dori să-mi iau unul nou. În principiu aș vrea unul cu refresh rate de 144Hz și timp de răspuns de 1 milisecundă, iar bugetul ar fi de aproximativ 1000 de lei. Sunt tentat să aleg Lenovo Legion Y25F10 de la PC Garage. Ar fi o alegere bună? Da, este o alegere bună, ba mai mult decât atât, în bugetul pe care l-ai menționat tu un pic mai devreme, sunt decât 3 modele, unul de la AOC și unul de la Acer, dacă nu mă înșel bine. Ce ai arătat tu un pic mai devreme, BenQ XL2411, este un pic mai scump față de bugetul pe care îl are el. Da, eu aș alege asta, ba mai mult decât atât, e vorba de jumătate de inch, care ăsta e mai mare un pic. Plus că adu-ți aminte că i-am făcut review și noi am fost foarte mulțumiți de el. În afară de o singură nu era la asta, era la Acer, dacă nu mă înșel bine. Standul era prea mare. La Lenovo era sau la Acer? Să nu mă zăpăcesc eu de cap. Nu, la Acer era. La Acer era. Da, deci o alegere foarte bună în bugetul ăsta, mai ales că ai 144Hz, Full HD, panel TN, 1 milisecundă, timp de răspuns, ai tot.
practic. Următoarele sunt cu 50-60. Eu aș fi înclinat să-ți recomand BenQ XL2411, dar e cu vreo 200 și ceva de lei, mi se pare mai scump. Și da, e aceeași calitate. Astea au fost cele 5 întrebări din mailbox-ul de astăzi. Nu uitați să ne trimiteți întrebări în continuare pe cele două adrese pe care le știți, live.pcgarage.ro și pcg.ro/tv. Până săptămâna viitoare, să aveți o zi excepțională, nu foarte călduroasă, și toate cele bune. Sănătate maximă. Eu am fost Mădălin, toate cele bune.